Salutare dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video și acesta este un video informativ. Un video în care vreau să vă anunț că imediat, adică în zilele ce vor urma, vom vedea noile procesoare Ryzen 3 în rafturile magazinelor. Ce avem? Păi avem Ryzen 3 1200 și Ryzen 3 1300X unde avem 4 nuclee fizice, 4 threaduri, adică câte un fir de execuție pe fiecare nucleu. Asta este ok pentru că ar fi echivalentul unui procesor i5, dar prețul ne și interesează, așa că mai încolo vom vedea și prețul. La Ryzen 3 1200 avem o frecvență 3.1 GHz și poate ajunge la 3.4 GHz. Iar la Ryzen 3 3300X avem 4 core, adică exact identic, 4 nuclee fice cu 4 threaduri. 3,5 MHz, 3,5 GHz, pardon, în, pe default, așa, și în turbo poate ajunge la 3,7 GHz. Niște procesoare foarte, foarte bune, dar o să ne intereseze și prețul preț care o să-l vedem imediat. Odată cu apariția acestor procesoare, mă rog, acum se știe și s-a aflat mai mult de procesoarele care vor veni, procesoarele de vârf, adică Ryzen Threadripper, niște procesoare niște bestiale, de fapt, bestii, bestiale, niște bestiale, Niște bestii, practic, avem 1920X care are 12 nuclee fizice și 24 de treduri unde la o frecvență 3,5 GHz și poate ajunge la 4 GHz, iar la 1950X 16 nuclee fizice și 32 de treduri, la o frecvență 3,4 GHz și poate ajunge la 4 GHz. Ca preț, aceste proștoare avem 799 de dolari, mă rog, prețul lor, dar la noi probabil va ajunge undeva la 900 de dolari. Iar uh, uh, cel de vârf, 1950X, 999 de dolari, probabil undeva la 1200 de dolari sau poate cine știe, poate mai ieftin la noi prin magazine. Aș putea să vă spun că aceste procesoare vor folosi un socket special, foarte, foarte special și avem ca socket TR4, da, un socket nou și o să vedeți de ce este un socket nou, un socket care sau să vedeți, parcă mă apucă și râsul puțin, se anunță că acest procesor, da? de exemplu 1950X a fost în teste făcută și luat în, la trântă cu Intel i9 7900X și a fost cu mult departe de acesta, adică a scos un scor mult, mult mai bun. Și preț? Normal, mai bun. Ce vom alege? Păi clar, 1950X. Nu eu, cei care vor să-și un procesor foarte, foarte tare, la o frecvență destul de ok, adică o frecvență destul de mare. Niște procesoare foarte bune au scos, deci la rendering, la toate astea, toate testele care s-au făcut a fost mai buni decât Intel i9-7900X. Haideți să vedem mai departe. Avem Ryzen 3, da? 1300 și 1200 la 65W de consumul. Dar, haideți să vedem aici, de exemplu la Threadripper, avem uh, consum de 180W, de un consum destul de mare, dar dacă stăm să ne gândim, avem niște beste de procesoare. Uh, mai jos avem Ryzen 3 65W, de w, unde va costa 129 de lei, Ryzen 3 3300, de dolari, ar fi bine lei, uh, deci Ryzen 3300 x dar Ryzen 3200 va ajunge la un preț de 109 dolari. Să vedem în magazine cam ce preț vor avea acestea. Avem consum 65W, de w, e foarte, foarte ok. Aici, mă rog, aici e greșit unde ne spune 4, fire, 4 nuclei și 8 fire de execuție. Este greșit pentru că avem 4 cu 4. Haideți să vedem, mă rog, sigla lor, dar ia uitați cum arată cum arată procesorul Ryzen Threadripper, adică e un procesor mare, Asta e un procesor normal și uitați cum arată ăsta, fraților de mare. Mă rog, aceste procesoare ar trebui să apară luna viitoare, adică în august și chiar sunt curios să vedem, mă rog, eu am văzut câteva review-uri despre acest procesor și mi se pare că e chiar un procesor pe gustul și pe placul multora. Așa că le așteptăm să vedem mai multe Arată cât casa frate Mă rog, vă dați seama, arătând așa mare, vă dați seama că în interior acolo se află componente ca lumea, de aceea și top au ajuns în top. Cum am spus, deocamdată ele se află mai sus decât acest procesor, se află mai sus decât i9-7900X, dar să vedem procesoarele care le vor scoate cei de la Intel, pentru că sunt sigur că vor veni să contratați și ei cu ceva procesoare. Mă rog, s-ar cam ști ce, dar rămâne să vedem până când ori fi în teste ambele, să vezi acolo lupta supremă între ele, n-avem de unde să știm, noi, do noi doar putem să presupunem. Așa că, dragii mei, după cum vedeți, vom avea procesoare noi, dar uh, ideea era să vă arăt aceste procesoare care vor veni, procesoarele ieftine pentru noi, pentru utilizatorii de rând, uh, cum am spus, uh, în specificații ar fi ca un i5, dar la prețuri mult mult mai mici pentru că un i5 pleacă de la peste 800 de lei, așa că aici probabil să avem undeva la vreo 500 de lei, 450 cu 500 de lei cam pe acolo să fie procesoarele. Rămâne să vedem ce se va întâmpla când vor ajunge în rafturile magazinelor care vând componente de calculatoare. Așa că, dragii mei, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați un share și, bineînțeles, să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!